tried to trust you and jump down. I'll keep my status quo up here, won't let anybody come near. I'll fix it on my own. 29 years I've been the same, trying so hard to run from shame. But how long can I keep up the pace? To fool myself, I don't need grace. Salutare dragilor, Daily Sugars aici cu un nou vlog. Astăzi merg în Vung Tau. Vung Tau este, să spunem așa, cea mai apropiată stațiune la mare de Saigon sau Ho Chi Minh City. Am cumpărat un bilet pentru două persoane și o să merg cu cineva astăzi acolo. Cel mai probabil o să stăm o noapte și apoi ne vom întoarce din nou în Saigon, pentru că nu e cea mai frumoasă plajă pe care o poți vedea. Mergem să prindem o noapte și încă o parte din a doua zi și apoi ne vom întoarce în Saigon. Haideți, ne vedem pe drum. Și acesta este autobuzul cu care vom merge spre Vung Tau. Ca să vă spun exact, autobuzul costă undeva la $5 de persoană. Durata călătoriei este undeva la 2 ore, 2 ore și jumătate în funcție de traficul de pe autostradă. Și cam atât. Ne vedem acolo. Be there to catch my fall. Need to be sure you'll hear my call. Darkness around me and I don't know why it's so hard to let go. Și am ajuns în Vung Tau. Astăzi este vremea un pic cam ciudată, adică sunt destul de mulți nori. Nu știu cum va fi la plajă, am ajuns seara destul de târziu, n-am reușit să filmez. Orășelul acesta este destul de micuț, nu are nightlife, nu prea ai ce să faci noaptea decât să te plimbi pe plajă, să vezi toate cuplurile de îndrăgostiți posibile din lume, spui că ești în România. Vreau să merg acolo. Uitați așa, acolo este o statuie interesantă, o văd aici și presupun că o să am parte de un viewpoint foarte, foarte mișto, pentru că, na, din camera asta de motel, viewpointul, mă rog, nu prea ai ce să vezi, decât cablurile astea multe și cam atât. Camera arată cam așa. Baie. Ideea e că am prins o super, super, super ofertă. Teoretic, camera asta era pe Booking, undeva la 700.000, care înseamnă 30 și ceva de dolari. Doar că eu am luat-o cu mai puțin de 10, nu știu, a fost o ofertă pe Booking, am luat-o cu 80% off sau 75% off, ceva de genul ăsta. A fost super tare, pentru că să dai mai puțin de $10 pe o cameră de motel, pentru că e motel ăsta, cică, deși motel, hotel, pentru mine cam tot aia e. E super, super ok. Haideți că mă duc să iau un scooter și merg spre statueta aceea, după care o să vă arăt și cum arată plaja de aici. Am ajuns pe plaja din Vung Tau. Este destul de mare, doar că din punctul meu de vedere, dacă veniți vreodată în Vietnam și vreți să mergeți la mare, ar fi bine ca Vung Tau să nu fie destinația primară, ci să mergeți spre alte destinații precum Nha Trang, Da Nang, Nguyen sau altele, pentru că nu e cea mai mișto plajă, zici că e o plajă de la noi, de la România, din Eforie, nu știu, Jupiter, ceva. Destul de populată, nu prea ai ce să faci în acest oraș. Uitați și voi cum arată nisipul, se inundă plaja în anumite zone și formează bălți din acestea. Asta este cea mai urâtă plajă pe care am văzut-o de când sunt plecat în Asia de Sud. Nici nu se compară cu
plajele din din Cambodgia nu se compară cu plajele din Thailanda și nici nu se compară cu celelalte plaje din Vietnam. Dar este o destinație foarte aproape de Ho Chi Minh City, de aceea am ales-o pentru că este la 2 ore distanță cu un autobuz. Ce-mi place foarte mult la Vung Tau este că se formează o peninsulă care se duce adânc în mare, iar de celelalte părți este înconjurată practic de apă și poți conduce, sunt mai multe plaje, și poți conduce cu motoreta, mergi pe vârful peninsulei și apoi te duci pe partea cealaltă și ei numesc o parte Front Beach și o parte Inside Beach, pentru că Inside e partea interioară a peninsulei și Front e partea exterioară de unde vine marea. Asta mi se pare foarte mișto. Acum am ajuns în capul peninsulei, cred, să spun așa. Dar nu poți face baie aici, nu este plajă. Arată doar așa. Am ajuns în vârful peninsulei, bate vântul foarte tare aici, dar priveliștea este de vis, o priveliște de milioane. Practic, punctul ăsta unde mă aflu acum este capătul Vietnamului la întâlnirea cu Marea, cred că Marea Chinei de Sud, dacă nu mă înșel, și aici suntem în capătul Vietnamului, să spun așa. Nu este nimic mai în mare decât bucata asta din Vung Tau. Mergem spre statuia aia de acolo. Încercăm din răzputeri să ajungem la statuia lui Isus, pentru că ea se află pe munte, dar traseul este lung. Nu putem urca cu o motocicletă, nu putem decât să urcăm aceste multe scări. Habar n-am câte sunt, de fapt. Am înțeles că traseul durează undeva la 30 de minute de mers pe jos. Sperăm să nu ne prindă ploaia. Ne vedem pe drum. O chestie pe care o ador în Asia de când sunt este că atunci când mergi pe munte sau te îndrepți spre anumite obiective turistice, de cele mai multe ori găsești zone de relaxare și zone unde poți să stai, să admiri priveliștea, să faci câteva poze, să te relaxezi și apoi să mergi spre altitudinea dorită și spre obiectivul turistic pe care ți l-ai propus să-l atingi. Zonele arată identic precum cea din spatele meu. Dă-i! Chestia pe care o admir foarte mult aici în Vung Tau este faptul că copacii sunt absolut, absolut fabuloși, sunt colorați, sunt cu flori, sunt parfumați, sunt wow, este incredibil. Știți că vedem de cele mai multe ori pozele acelea mișto pe Instagram sau pe Facebook sau pe site-urile acelea de specialitate unde găsim foarte multe fotografii cu un arhipelag sau cu o peninsulă care arată la fel ca asta, doar că de cele mai multe ori pozele acelea au trecut prin câteva filtre, au trecut prin Photoshop, au trecut prin diverse programe de post-procesare. Dar de aici am făcut o poză cu telefonul meu,
arată aproape identic ca peisajele acelea de vis pe care le vedem cu toții, ceea ce mă face să cred că am ajuns într-un loc superb, cu toate că nu mă așteptam ca urcarea pe acest munte să fie atât de frumoasă din punct de vedere al peisajului, dar dacă Vung Tau merită pentru ceva anume, acel lucru cu siguranță nu este plaja, acel lucru cu siguranță este drumul acesta pe munte cu toată priveliștea care se arată în fața noastră. Întrebarea pe care mi-o pun acum, având în vedere că am rămas fără conexiune la internet aici pe munte, este ce caută statuia lui Iisus aici, în Vietnam, pe un munte. Seamănă cu cea din Brazilia, parcă nu? În Brazilia erau statuie pe un munte asemănătoare. Văd că pe fiecare latură se înfățișează câte o poveste biblică. Pe latura asta avem cel mai probabil nașterea lui Iisus. Pe partea cealaltă este cina cea de taină. Pe partea asta este un tun imens. Și pe partea cealaltă mai este un tun imens. Cel mai probabil era folosit pentru apărarea Vietnamului împotriva atacatorilor pe mare, pentru că este pus sus pe o coastă și acolo este mare. Tunul care pot apăra cu siguranță această peninsulă de aici de sus. Nu cunosc istoria, chiar nu cunosc istoria și îmi pare rău că nu vă pot spune mai multe lucruri despre asta, dar, na. Well, în mare parte cam atât despre acest deal, nu am mai multe informații, nu văd mai mult decât ceea ce v-am arătat ca să spun că, băi, uite, am omis anumite lucruri. Știu că cel mai probabil vă întrebați cine este tipa care a mers cu mine în această excursie, pentru că ați văzut-o și în camera de hotel, ați văzut-o cu mine aici. Este o tipă pe care am cunoscut-o în Saigon. Ne-am dat întâlnire, ne-am întâlnit câteva zile, am stat împreună, am invitat-o să meargă cu mine la mare pentru că voiam să văd Vung Tau. A putut să-și ia liber doar o zi, o să mergem să o duc înapoi în Saigon și nu știu, cel mai probabil că eu voi pleca în altă parte, ea va rămâne acolo și cam atât. Știu că până acum nu v-am arătat nimic din viața mea personală și nu consideram că trebuie să fac asta. Toată lumea m-a întrebat că tu nu apar cu femei, tu nu apar cu fete, tu nu apar cu nu știu ce. Vreau să țin chestia asta departe, cel puțin momentan de cameră. N-am reușit să fac asta în acest clip pentru că a mers cu mine în toate aventurile de pe această insulă și n-am putut să o ignor complet. Cam acesta a fost episodul de astăzi cu Vung Tau. Nu uitați să vă abonați la canal în cazul în care nu ați făcut-o deja și nu uitați să mă urmăriți și pe Instagram pentru că acolo postez story în real time și postez poze prin zonele în care eu mai merg și uneori poate nu pot filma sau uneori filmulețul durează câteva zile până ajunge pe YouTube. V-am pupat, ne vedem în episodul următor.